Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă vorbesc despre aplicația Any Video Converter. Aplicația Any Video Converter este o aplicație specializată în lucruri cu fișierele multimedia, funcționalitatea ei principală fiind conversia fișierelor multimedia, fie ele fișiere video sau audio, în diferite formate. Printr-o simplă căutare în orice motor de căutare după expresia Any Video Converter, se poate ajunge la website-ul aplicației de unde putem descărca kitul de instalare a aplicației, putând opta pentru două versiuni, versiunea gratuită și versiunea plătită. Dacă se alege butonul Go Ultimate, se va ajunge la versiunea plătită. Noi vom alege versiunea gratuită, executând un click pe butonul Download. După descărcarea kitului, Procesul de instalare nu implică pași dificili. Se execută un click pe butonul Install Now. După finalizarea procesului de instalare, ni se deschide o fereastră în browser în care ni se oferă o reducere la achiziționarea acestei aplicații. Vom închide această fereastră și vom executa un click pe butonul Start Now pentru a deschide pentru prima dată această aplicație. Să ne familiarizăm cu interfața grafică a aplicației. În partea de sus regăsim trei butoane: Convert Video, Burn DVD și Play Video. După denumirea acestor butoane, observăm că pe lângă funcția de conversie a fișierelor video, regăsim și funcția de înregistrare a DVD-urilor și de redarea fișierelor multimedia pe care le avem salvate în calculator. Apoi, în partea dreaptă, regăsim un buton care, la acționarea lui, va deschide un meniu, meniul File, meniul Edit, meniul Convert, meniul Language, de unde se poate schimba, bineînțeles, limba cuvintelor care apare în interfața grafică, meniul Skins, de unde se uh, poate schimba tema interfeței și meniul Exit, care, bineînțeles, la acționarea lui, va închide aplicația. Apoi uh, regăsim butonul Settings, care va deschide o fereastră cu tot felul de setări referitoare la uh, aplicație. Apoi uh, butonul sub forma acestui semn de întrebare uh, la care ni se deschide meniul de ajutor și clasicele butoane ale oricărei fereste din Windows, minimizare, maximizare și închidere. Sub aceste trei butoane, Convert video, bun, DVD și play video, regăsim alte trei butoane, add CD-disc, add videos, add urls. Cu ajutorul butonului add CD-disc vom putea adăuga conținutul unui CD în interiorul aplicației. Bineînțeles, se vor importa fișierele multimedia aflate pe un CD. Cu ajutorul butonului Add Video putem adăuga fișierele video pe care noi le avem salvate în calculator și o opțiune foarte importantă, foarte utilă a acestei aplicații este butonul Add URL, cu ajutorul căruia putem adăuga adresele site-urilor web care conțin fișiere multimedia pe care noi dorim să le descărcăm în calculator, cum ar fi YouTube. Putem cu ajutorul acestei aplicații să descărcăm fișiere video de pe YouTube. În partea dreaptă mai regăsim un buton de tip listă la acționarea căruia apare o listă întreagă cu formatele în care aplicația poate converti fișierele video și bineînțeles butonul convert now. În mijlocul aplicației regăsim butonul add or drag files, deci putem adăuga fișiere în aplicație și prin metoda drag and drop sau prin acționarea acestui buton care va deschide, bineînțeles, o fereastră de tip explorer. În partea de jos regăsim aceste butoane. La acționarea acestui buton, ni se va deschide în partea stângă un manager media, iar în partea dreaptă butonul upgrade care ne va oferi opțiunea de achiziționare a acestei aplicații scurtături către platformele Twitter și Facebook și un buton care ascunde sau ne afișează un panou în care regăsim un mic player video și setările de bază pentru fișierul convertit.